Salutare, first player! Ghici de ce a făcut rost băiatul. Hitman Sniper 2 este în Early Access și aparent trebuie să snipuiesc niște băieți răi. Și jocul nu ocupa așa mult cum credeam, vreo 300 de mega. L-am băgat în Trash Compactor pe băiat. Sincer, mi se pare dubioasă sursa din care am făcut rost de APK. Am intrat pe YouTube, am scris Hitman Sniper 2, am găsit un site cu 200.000 de abonați, un clipuleț demo de acum o lună, avea un link spre Mediafire, un serviciu în care Steve Fisher, le-am luat APK-ul de acolo, probabil că am luat virus Sake, Troiani și COVID, așa că nu știu dacă să vă recomand link-ul ăla sau nu. Cert e că jocul nu s-a lansat încă și de-aia ne numim First Play, că jucăm jocuri nelansate. Eliminate Boar Guards by Shooting the Chandelier, nu melodia Lucia, ci Candelabru. Hai să dăm zoom. Făcut grafica un pic mai cartuniși, ăștia nu mai merg pe realism. Merg pe puzzle-uri deștepte. Le-a căzut candelabru în cap. Muzică dramatică, dar generică. Suna, vrei să fii miliardar. Suntem în faza de tutorial deocamdată. Acțiunea se întâmplă în Canada. Și inamicii sunt foarte pătrățoși. Și în loc de Agent 47 avem o damzelă. Donșoară. O fătucă. Shoot the bucket to lure the guard to the well. Am ajuns să tragem în găleți. Dumnezeule mare! Uite steagul Canadei acolo. Nu m-ar mira să fie joc făcut de canadieni. Ce se aude? A venit Moș Crăciun? E doar găleata. Și dacă îl împușc, o să cadă în fântână, așa cum era de așteptat. Jocul ăsta e mai apropiat de Hitman Go decât de Hitman Sniper. Prin grafică și prin abordare. Asta este noua Tanti Assassin. Zici că este luată mai degrabă din Watch Dogs sau din The Division decât din Hitman Sniper. Astea sunt punctele. Ți se dau steluțe cu care poți să deblochezi chestii pe viitor, arme și upgrade-uri. Se plângea lumea în comentarii la clipul ăla YouTube, unde am găsit link-ul spre Mediafire, că se încinge telefonul foarte mult de la grafica asta high-end, care, mă rog, chiar așa de high-end, să fim serioși. Și nici măcar n-am găsit încă setări. Instinct mode. Îmi arată cu infraroșu omulețul. Ok. Aș trage direct în asta, dar where's the fun in that? Să tragem oare? Ma'am! N-am făcut body disposal in a van. Deci trebuie să-i cadă trupul într-un van. Ok, trupeșule. Ok, văd o țintă care merge acolo. Și cred că trebuie să aștept să deschidă ușile. S-a deschis ușa aia. Și dacă îl împușc pe prost... Ce se aude acolo? I-am dat un kidney shot, a căzut o mașinuță și gata. Ok. Asta a fost tot? Trebuie să recunosc că mi s-a cam încins telefonul, ceea ce mă face să mă gândesc chiar la virus troiane și minat de bitcoin pe telefonul meu. Body disposal in a dumpster. Hai să activăm instinctul. Ale dumpster-ul. Dacă trag într-o sticlă, cred că o să-l atragă pe ăsta. Ce se aude? Ce sticlă mare, supradimensionată față de trupul ăstuia. De ce s-a deschis containerul? Am căzut. Cumva trebuie să cadă în dumpster unul din ăștia. Nu știu unde e celălalt, totuși. Uite-l. Oare dacă trag în butoaiele alea, ce se întâmplă? Era mișto să bubuie lângă ăsta. Ia să tragem în sticla aia. A găsit corpul. O să dea alerta în curând, dacă nu-l omor. Dar nu pot să-l omor acum, că nu o să cadă în dumpster. Sau poate se aruncă singur. Mission failed. Stai, fraiere. Nu puteți să cazi și tu în dumpster?
Mamă, deci frige telefonul maxim. Și nu am telefon prost, am Asus ROG Phone 2. Băi, nu e ok. Nu înțeleg de ce frige așa rău. Ciudat. S-o fi luat vreun virus? Ia să spargem noi o sticlă. Așa. Ți-ai făcut bobiță. Ți-ai făcut bobiță. Asta-l băgăm în van? Hai să-l băgăm în van. N-auzi nimic. N-aude, nu vede. Nu știe nimic. O să-i dăm kill-ul ăla înflăcărat. Ia, sunt curios dacă l-atinge explozia. 3, 2, 1. Așa, nu mai am gloanțe. Acum te-ai găsit, mă? Fix la căpuț. Văd că nu-mi dă maximul de puncte. Am mirosit gloanțele, iurea, cred. Ok. Do one accidental kill with an explosive canister. Ah, am făcut deja asta. Kill all targets and guards. Ok, i-am selectat. Accidental bla bla bla. Ia să trage un conul ăla. Ca să se apropie. Bam! Așa. Și pe ăsta o să-i dăm un headshot frumos, corect, corespunzător. Este așa. Sau un penis shot. O fi mort? What a way to die. Fizica picioarelor, praf. Mă mir că am luat toate steluțele. În continuare pe tutorial. Serios? Atât de mare tutorialul? De parcă n-aș ști ce să fac. Mi se pare ciudat că s-a încins doar partea stânga a telefonului, nu știu cea dreaptă. Și tot descarcă. Asta își descarcă pentru fiecare nivel a seturile, din câte văd eu. Deci e posibil să ocupe mai mult decât am zis. Kill three guards with a fire pit. E iarnă și e un fire pit. Deci trebuie să cadă între bușteni? Cum ne-ai fac pe tot să cadă acolo? Că dacă cade unul, se stârnește altul. Trei paznici de să moară fire pit. Ce se aude? Ce se aude? Mamă! Jesus Christ! Nu știam că dacă tragi cu un glonț într-un foc de tabără, sar vreascuri și ard oameni. Dar hei, în fiecare zi vezi ceva nou. Continuăm cu fata noastră, care este îmbrăcată foarte sumar într-un maieu și vestă antiglonț în Canada, în pădure, în frig, nu contează. Two body disposal into an open window. Asta trebuie să fie ușor. Geamul deschis, ar trebui să-l atrag pe ăla cumva acolo. Se duce la geam. Ce se aude, ce se aude? A căzut pe geam. Ia să trag și aici. Ce se aude, ce se aude? Asta are față de instalator sau de... A căzut pe geam. Gata? Băi, e prea ușor. Acum na, știu că e tutorial, dar... Chiar așa? Ar trebui să mai schimbăm și noi fundalul ăsta, că devine obositor nivelul ăsta cu vila. Body disposal in a hedge. Scapi de cadavru într-un boschete. Ia să vedem toți băieții răi. 1 cu 2. Ăsta mișună, așa că pe ăsta o să-l omor în boschete. E uite, chiar acum o să-l omor. A căzut în boschete. Și ăsta se uită visător, ce-o face Georgiana, iubita mea, și-a căzut. Au zburat niște lăbuțe de câine sau sunt eu nebun? Taci că cred că am terminat tutorialul, deși nu bag mâna în foc.
Nu, nu s-a terminat tutorialul. Este never ending. Ok, acum avem alt unghi al casei, este ea. Heat lamp. Ok, heat lamp. Unde vă este heat lamp-ul? Heat lamp. A, uite-o. Hai să-i atragem la vin. De ce se tot spar lucruri? Shit, n-a mers. Cred că trebuie să iau de la început. De ce a murit Gigel? Oh, am murit și eu. De ce murim? Ce s-a întâmplat? Cred că știu ce trebuie să fac. Trebuie să trag în balustrada de sticlă. Mai e vreunul? Ce mă, ăla n-a murit? Hai mă, resetează-te. Nu fi nebun. A, mai e unul sus. Să mor de-l văzusem. A, și asta o lampă. Mamă. Deci trebuie să omor doi paznici cu heat lamp. După ce o să învăț toate astea, o să mă dea într-o misiune direct. Hai, descurcă-te. Eu deja știu mecanicile astea. Păi pe ăla de sus îl omor ușor, doar că mie că-i stârnește pe aia de jos. Ce s-a auzit? Și proștii ăștia o să moară și imediat. Fa, cum a fost asta? Și totuși, Agent 47, cel fără păr, e înlocuit de o fată tunsă lateral. Ca Skrillex. Mamă, cât lag, câtă sacadare. Staghead. Staghead înseamnă cap de cerb. Trei de ăștia și am văzut capul de cerb. Întrebare, ia uite ce se uită. Serios? Ia, sunt curios dacă sparg asta. Ah, firar. N-ai căzut, mă, până aia? Hai, du-te să verifici. Ce s-a avut de aia? Uh-oh. Shit. Alerted. Nu! Fuck, trage spre mine. O să-mi scadă puncte grav. Ce porcărie, nu prea m-a plăcut cum s-a terminat treaba asta. Aceleași uniforme obosite. Ia, acum ce facem? Skylight. A, trebuie să cadă până acoperișul ăla. Ok. Deci trebuie să stea lângă el. Întâi o să-l luăm pe prostul ăla. Ok, spargem un geam aici. Și unul aici. Asta o să cadă până asta. Și asta o să cadă până asta. Fuck! Hai, cazi, 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 cazi. Hai, mă! Fuck, nu o să mai cadă, gata. S-a terminat. Hai, mă, trage! Huh! La marele fix. Mai e vreunul? Da, mai e un gigel sus. Mamă, cum a căzut ăsta, frate. Și-a rupt pipota în el. Deci n-aveți idee cât de rău frige telefonul. Mă îngrijorează treaba asta. Ca să nu luați voi virusache, îl iau eu pentru voi. Acest Isus al virusilor. Ce v-am spune că am terminat tutorialul? Aleluia! Agent Stone. Era un bandaj pe nas. Și fata era Agent Knight. Dar ce să vezi? Încă nu am terminat tutorialul. But wait, there's more.
Ok, deci trebuie să fac 1200 de puncte, să omor toate țintele și să fac două accidental kills cu o valvă explozivă. Atenție, am zis valvă, nu vulvă, nu fiți nesimțiți. Ok, ia să vedem. Nu știu ce valvă explozivă vor ăștia. Pe ăsta l-am bag în fântână. Și ăștia sunt doi proști care stau și se uită la mașină. A, am văzut valva. Aici e. Hai să tragem în chestia asta. Am spart lampa ca să se atragă lângă valvă. Ca să le bubuie gazul în față. N-am murit, mă! Dacă ar mai fi valva, ar fi mișto. All clear. A, era opțională aia cu valva. Mai e vreun om de omorât? A, mai veni un prost. Ia să vedem cum îl belim pe ăsta. Să-i cadă aia în cap, ia, fii atent aici. N-a mers. În fine. Nu mi-am făcut punctajul. Trebuia să fac 1200 și am făcut 1100. Bă, nu merge. Hai, mai încercăm o dată. Oricum ați prins ideea că ăsta este Hitman Sniper 2. O să mai fac gameplay-uri dacă vreți, dar asta ar fi primul contact. Nu vreau să mă lungesc foarte mult cu video-ul. Și sper că v-a plăcut video-ul ăsta. Nu știu când se lansează jocul. Ar trebui să fie gratuit în Play Store, deși primul nu e, primul costă vreo 5 RON. Cam atât la firstplay.ro. O să tac acum un pic și să mai fac niște kill-uri. Cum să nu? Am făcut fix 1200, ești nebun? Fix 1200 am făcut. A, e prostie, l-a dat eroare. Ia să vedem dacă mi-a reținut misiunea sau nu. Dită-mă tutorialul, nemule. Da, uite, n-a mers. Foarte ciudat. Da, trebuie să iau de la început, că trebuia să ia de menesc întâi cu ghiveciu, după aia cu porcărie. Ah, ok, am înțeles. Dar mai multe despre asta în episodul viitor, că am atras fost pe Pungoro, asta a fost primul contact cu Hitman Sniper 2. Mai facem episoade, cine știe când se lansează. Bye bye!